Senatorul liberal Ion Iordache a discutat cu toți liderii de sindicat despre faptul că prevederile legii 197 vor trebui să se regăsească în noua lege a pensiilor. În seara asta merg la una dintre carierele din județul nostru, Gorj, unde vreau să stau de vorbă cu oamenii și vreau să văd ce mesaj doresc să transmită ministrului muncii și președintelui PSD Gorj cu privire la drepturile pe care le-au câștigat. Mi se pare nedrept față de acești oameni care lucrează în condiții extrem de grele, care riscă să rămână fără serviciu din cauza impunerii acestor programe de decarbonare și nu le este asigurată nicio măsură de protecție socială și nici de acest drept de pensionare nu mai pot beneficia în condițiile în care câștigaseră acest drept. Minerii sunt nemulțumiți de această nedreptate și își doresc ca cei de la București să vină o singură zi la CEO să vadă cum se muncește cu adevărat. Scapatoriști, Păsărin, Cristi Ciurea, Păduciuiu, plus că am avut Nicuciurea, niciunul nu a apucat vârsta de 52 de ani. Deci dacă s-ar mai crește cu încă 3 ani de zile, nu am luat de schimb cu 3, nici jocul bine, mă, să dea cu bine. Exact, dacă nu, noi singuri, Minerii și energeticienii din CEU Oltenia au anunțat că vor organiza și proteste la București dacă legea pensiilor le va lua dreptul de a se pensiona anticipat.